Seara, sunt Tatiana Andrieș și dacă ora e târzie, nu are importanță, aș dori ca în această seară să lucrez pentru dumneavoastră nu buchetul de flori, ci coșulețul în care eu l-am aranjat. Am lucrat acest coșuleț pentru a crea colțul meu albastru, de aceea apoi am făcut și acest buchet de trandafiri pe care l-am așezat înăuntru, în coșuleț, pentru a împodobi acel colțișor. Eu voi da deoparte lucrarea și vă voi prezenta materialele de care vom avea nevoie pentru a lucra acest micuț coșuleț. Dumneavoastră puteți să-l utilizați în modul în care considerați. Puteți pune chiar și mici fructe croșetate, puteți pune flori, puteți pune bombonele, orice ce doriți dumneavoastră. Pentru a lucra acest coșuleț, voi folosi firul de Scoția numărul 5, culoarea albă. Voi folosi croșetul cu numărul 1,75. Avem nevoie de foarfece ca în toate lucrările noastre și, bineînțeles, vom avea nevoie de foarte multă atenție. Acesta este un tutorial adresat în primul și în primul rând doamnelor începătoare. Pentru că este un model ușor, eu l-am lucrat la începuturile mele, așa cum vă spuneam, pentru a crea acest colțișor albastru. De aceea vreau să lucrez pentru dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră. Vom face un cerc magic în care vom lucra pentru început un număr de 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Aceste 3 ochiuri de lanț vor ține locul unui picioruș dublu. După care vom continua lucrând alte 2 piciorușe duble. 1 și cel de-al doilea. Deci acum avem un total de 3 piciorușe duble. După ce am lucrat aceste 3 piciorușe duble, vom lucra un număr de 2 ochiuri de lanț. 1, 2. Și vom repeta din nou cele 3 piciorușe duble. 1, 2 și cel de-al treilea. După care, din nou, vom face 2 ochiuri de lanț. Aceste 2 ochiuri de lanț vor separa aceste grupuri de câte 3 piciorușe duble. Deci, în total, noi vom lucra un număr de 6 astfel de piciorușe, 6 astfel de grupuri. Deci avem deja 2, îl vom începe pe cel de-al treilea, al treilea grup de 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț și vom continua până când, așa cum vă spuneam, vom avea 6 grupuri de astfel de 3 piciorușe duble separate de 2 ochiuri de lanț. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. Am lucrat cele 6 grupuri de câte 3 piciorușe duble, cele 2 ochiuri de lanț și vom închide rândul în ultimul ochi de lanț din primul picioruș pe care l-am lucrat. Acum, cu picioruș alunecat, ne vom îndrepta către primul spațiu format din cele 2 ochiuri de lanț. Deci vom face picioruș alunecat,
până când vom ajunge în interiorul primului spațiu. Pic acest croșet mi este deja vechi, săracul, după cum vedeți l-am lipit, îl cunoașteți că lucrez cu el de foarte mult timp. Am ajuns în acest spațiu format din cele două ochiuri de lanț. Acum vom lucra un număr de trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și vom continua lucrând în interiorul acelui spațiu alte 5 piciorușe duble. Deci vom avea un total de 6 piciorușe duble în spațiul format din cele două ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea picioruș dublu. După care vom lua din nou firul odată pe croșet și vom intra în următorul spațiu de două ochiuri de lanț și vom repeta din nou cele 6 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. După care luăm din nou firul pe croșet o singură dată și intrăm în următorul spațiu lucrând cele 6 piciorușe duble. În felul acesta vom lucra întreg acest rând. Dacă este nevoie, mai strângem un pic firul aici la cercul magic. Felul acesta. Pentru că după aceea îl vom ascunde de dedesubt. Deci vom continua cu cele 6 piciorușe duble în fiecare spațiu de câte două ochiuri de lanț. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. După ce am lucrat în fiecare spațiu de două ochiuri de lanț 6 piciorușe duble, vom închide rândul în cel de-al treilea ochi din primul picioruș dublu de la începutul acestui rând. Și vom face un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt. Iar acum vom lucra în corespondența fiecărui ochi din rândul precedent, acelor 6 ochiuri, vom lucra un picioruș scurt. Deci unul deja îl avem. Vom face cel de-al doilea, al treilea, cel de-al patrulea, cel de-al cincilea, cel de-al șaselea picioruș scurt. Și în acest moment vom face din nou două ochiuri de lanț. 1, 2. După care vom continua lucrând din nou în corespondența următoarelor 6 piciorușe duble din rândul anterior. Vom lucra deci 6 piciorușe scurte. Corespondența fiecăruia. 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Acum din nou voi lucra două ochiuri de lanț și mă voi deplasa în următoarele piciorușe duble, lucrând piciorușe scurte în corespondența fiecărui picioruș dublu, separat de două ochiuri de lanț. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului.
Voi lucra ultimele două ochiuri de lanț. 1. Cel de-al doilea. Și vom închide în primul ochi de lanț care l-am lucrat la începutul acestui rând, în locul unui picioruș scurt. Vom închide cu fir alunecat. În acest moment, noi vom face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu. Iar apoi, voi lua din nou firul odată pe croșet, voi intra în următorul picioruș scurt și voi face cel de-al doilea picioruș dublu, apoi voi face cel de-al treilea picioruș dublu, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Deci avem din nou un total de 6 piciorușe duble. Doar că de data aceasta vom face între ele 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. După care ne vom îndrepta din nou către spațiul următor. Cele două ochiuri de lanț din rândul anterior vor rămâne neatinse. Vom intra în cel de-al treilea ochi de lanț, care corespunde piciorușului dublu lucrat în celălalt rând, în cel de-al doilea sau al treilea rând. Așa. Deci vom face din nou un număr de 6 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Vom face 3 ochiuri de lanț, 2, 3, vom lua firul odată pe croșet, vom sări cele două ochiuri de lanț de separare, vom intra în cel de-al treilea și vom repeta din nou aceeași secvență. 6 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, 6 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, totul până la capătul acestui rând. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând, voi face cele 3 ochiuri de lanț și voi închide cu piciorușul alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș de la începutul acestui rând, după care voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și apoi în corespondența fiecărui picioruș din rândul precedent vom face un picioruș dublu, deci vom repeta din nou cele 6 piciorușe, vom avea 6 piciorușe duble. Aș dori foarte mult să vă mulțumesc tuturor doamnelor care sunteți alături de mine. Vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru comentarii. Mulțumesc foarte mult, Margareta. Margareta, care mă susține din Anglia, este o dragă amică cu care m-am regăsit după foarte mulți ani. Deci am lucrat cele 6 piciorușe duble. Acum vom face un număr de 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, după care vom intra în corespondența următoarelor 6 piciorușe duble și vom lucra 6 piciorușe duble. Așa cum spuneam, vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Margareta, mulțumesc foarte mult. Vă îmbrățișez cu drag. O îmbrățișare și un pupic pentru Paul, nepoțelul tău, și sunt foarte mulțumită
că am ajuns să fiu cunoscută și în alte părți, nu doar în România. Bineînțeles, este încă strada lungă de făcut, deci am realizat cele 6 piciorușe duble. Voi face 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Dar satisfacția mea cea mai mare, după cum vedeți, continui cu piciorușele duble în următorul spațiu. Satisfacția cea mai mare este că atât numărul pe canalul de YouTube, cât și pe pagina grupului de Facebook crește. Încet, dar crește. Eu știu că și dumneavoastră acum sunteți într-o perioadă în care aveți foarte mult de lucru. Majoritatea dintre dumneavoastră aveți de lucru în grădină, la câmp. Este foarte greu să vă ocupați și de croșetat sau de tricotat. De altfel, am terminat cele 6 piciorușe duble, voi face cele 5 ochiuri de lanț, am făcut 2, 3, 4, 5 și voi continua în următorul spațiu, piciorușe duble. Așa cum vă spuneam, de altfel doresc foarte mult să mulțumesc doamnelor care sunt constante cu prezența lor pe pagina grupului de Facebook. Vă mulțumesc foarte mult pentru postări. Salutări, Daniela Tache, care mă uimești întotdeauna cu frumusețile tale. Salutări tuturor. Doamna Steluța, vă mulțumesc. Întotdeauna sunteți prezentă cu salutul dumneavoastră. Acum îmi scapă toate numele. Dar vreau să vă mulțumesc foarte mult că sunteți prezente alături de mine, alături de noi. Acesta este un lucru care mă bucură și lucrul de care mă bucur foarte mult și sunt foarte emoționată atunci când cer scuze, doamne, dacă îmi scapă numele acum. Doamna care lucrează costumile noastre naționale, totul lucrat la mână, este o plăcere. Sunt atât de emoționată când văd acele lucrări atât de minunate, totul lucrat la mână. Este ceva extraordinar. Vreau să vă felicit, vreau să vă mulțumesc că ne încântați privirea cu acele frumuseți pe care dumneavoastră le creați, frumuseți care fac parte din tradiția poporului nostru. Aceasta ne aduce aminte că suntem români, că avem în urma noastră un trecut, strămoșii noștri care ne-au transmis în DNA iubirea de frumos. Pentru mine este o mare bucurie să văd toate acele costume naționale ei. Extraordinar. Totul lucrat la mână. Într-o lume în care totul este mecanizat, a vedere frumuseți de acest tip lucrate la mână, vă dați seama câtă răbdare. Câtă răbdare și câtă îndemânare de a lucra toate acele frumuseți. Vorbind așa, am ajuns la capătul acestui rând. Acum voi închide cu piciorul alunecat. În cel de-al treilea ochi din primul picioruș de la începutul acestui rând. Și voi lucra în felul acesta. Un număr de 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. După ce am lucrat aceste 6 de ochiuri de lanț,
voi face un picioruș scurt în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu, dar nu exact în picioruș, ci între piciorușe. Deci numărăm 1, 2, 3. Vom intra între aceste trei piciorușe și vom face un picioruș scurt. După care vom face din nou un număr de 6 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6. Și din nou, cu aceste 6 ochiuri de lanț, vom veni în ultimul picioruș dublu din rândul anterior și voi face un picioruș scurt. Din acest moment voi lua de două ori firul pe croșet și voi intra în spațiul format din cele 5 ochiuri de lanț și voi lucra un număr de 10 piciorușe duble înalte. Deci am luat de două ori firul pe croșet. Trag o dată, cea de-a doua. Deci ați văzut modul în care am lucrat. Deci în corespondența acestui spațiu de 5 ochiuri de lanț, noi vom face 10 piciorușe duble înalte, de două ori firul pe croșet. Și cel de-al 10-lea picioruș dublu înalt. Acum din nou voi lucra un număr. Dar mai întâi și mai întâi, înainte de a face ochiurile de lanț, voi intra în primul picioruș dublu din rândul anterior și voi face un picioruș scurt. După care voi lucra din nou un număr de 6 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6. Vom intra din nou în spațiul dintre piciorușele 3 și 4 din rândul anterior și vom face din nou un picioruș scurt. Apoi din nou 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și vom intra în corespondența ultimului picioruș dublu din rândul anterior și voi face un nou picioruș scurt. După care iau din nou de două ori firul pe croșet și în corespondența spațiului de 5 ochiuri de lanț voi face 10 piciorușe duble înalte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Ceea ce lucrăm se prezintă pentru acum în felul acesta. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am lucrat cele 10 piciorușe duble înalte. Voi intra în primul picioruș din rândul anterior și voi face un picioruș scurt. Acum avem acest arc format din cele 6 ochiuri de lanț. În interiorul acestuia, cu piciorușe scurte,
ne vom îndrepta către mijlocul lui. Deci vom face 1, cel de-al doilea și cel de-al treilea picioruș scurt. În momentul în care am ajuns aici, noi vom lucra 6 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, pe care le vom închide în mijlocul următorului arc format din cele 6 ochiuri de lanț, le vom închide cu picioruș scurt. Vom face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, după care vom lua de 2 ori firul pe croșet și vom intra în spațiul dintre rândul, dintre piciorușul 5 și 6. Deci vom număra 1, 2, 3, 4, 5 în spațiul dintre piciorușul dublu înalt. Vom intra și vom lucra din nou un număr de 10 piciorușe duble înalte. Deci în interiorul acelui spațiu, dintre piciorușele cu numărul 5 și numărul 6, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 și cel de-al 10-lea picioruș dublu înalt. Deci avem un număr total de 10 piciorușe duble înalte. Acum vom face din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, pe care le vom închide în mijlocul primului arc din rândul anterior cu un picioruș scurt. Voi face 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6. Voi închide în mijlocul celui de-al doilea arc din rândul anterior, din nou, cu picioruș scurt. Voi lucra alte 3 ochiuri de lanț, voi lua firul de 2 ori pe croșet și voi intra din nou în următorul spațiu dintre piciorușul din rândul anterior, dintre piciorușul numărul 5 și numărul 6. Avem 2, 4, 5. Deci aici vom intra din nou și vom lucra din nou cele 10 piciorușe duble înalte. În felul acesta vom continua până la sfârșitul acestui rând. Eu voi lucra încă o dată pentru dumneavoastră, chiar dacă prelungesc un pic videoul, dar vreau să înțelegeți bine, pentru că, așa cum spuneam, mă adresez foarte mult doamnelor începătoare care au această dorință de a învăța să croșeteze. De aceea aleg anumite tutoriale care sunt ușor de realizat și în același timp frumoase. Spun eu că sunt frumoase. Așa. Eu sper foarte mult să vă placă. Vedem, avem 2, 4, 6, 7.
trebuie să facem alte 3. Și cel de-al 10-lea picioruș dublu înalt. Voi face 3 ochiuri de lanț pe care le voi închide cu picioruș scurt în mijlocul primului arc din 6, format din 6 ochiuri de lanț din rândul anterior. Acum voi face 6 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, pe care îl voi închide cu picioruș scurt în mijlocul celui de-al doilea arc format din cele 6 ochiuri de lanț. Voi face alte 3 ochiuri de lanț, de 2 ori firul pe croșet, 2, 4, 5, voi intra în corespondența spațiului dintre piciorușul cu numărul 5 și numărul 6 și vom continua lucrând cele 10 piciorușe duble înalte. Așa se prezintă ceea ce am lucrat până acum. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la sfârșitul ultimului evantai, să le numim așa, format din cele 10 piciorușe duble înalte. Voi face 3 ochiuri de lanț cu care voi intra aici la baza primului arc pe care l-am format în rândul anterior și voi face un picioruș scurt, după care din nou cu piciorușe scurte ne vom îndrepta către mijlocul acestui prim arc format din cele 6 ochiuri de lanț și voi lucra un număr de 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Voi închide cu picioruș scurt în interiorul celor 3 ochiuri de lanț din rândul anterior. Voi lucra din nou 3 ochiuri de lanț, după care voi lua din nou firul de 2 ori pe croșet și exact ca în celălalt rând, voi intra în corespondența spațiului dintre piciorușele cu numărul 5 și numărul 6 și voi lucra din nou cele 10 piciorușe duble înalte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cel de-al 10-lea picioruș dublu înalt. Acum din nou voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi intra în mijlocul arcului format din cele 3 ochiuri de lanț din rândul anterior, voi face un picioruș scurt. Acum voi face 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în mijlocul celui de-al doilea spațiu
forma din piciorușele scurte, din ochiurile de ranț din rândul anterior și am făcut un picioruș scurt. Voi face din nou 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Voi intra în mijlocul următorului spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț. Voi face un picioruș scurt. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi lua de 2 ori firul pe croșet și voi intra din nou 2, 4, 5 în spațiul dintre piciorușele 5 și 6 din rândul anterior și vom lucra din nou un număr de 10 piciorușe duble înalte. Deci, ceea ce vom obține va fi aceasta. De acum, vom da un pic de lărgime lucrării noastre. Vom lucra cele 10 piciorușe duble înalte. Și cel de-al 10-lea picioruș dublu înalt. Acum voi lucra din nou 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi intra în primul spațiu de 3 ochiuri de lanț. Voi face un picioruș scurt. Voi continua 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5. Voi intra în mijlocul următorului arc format din ochiurile de lanț și voi lucra un picioruș scurt. Din nou 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Voi intra în mijlocul arcului format din cele 3 ochiuri de lanț din rândul anterior. Voi face un picioruș scurt. 3 ochiuri de lanț, 2, 3 ochiuri. 3, așa, voi lua din nou de 2 ori firul pe croșet și voi intra din nou 2, 4, 5 în corespondența spațiului dintre piciorușele cu numărul 5 și numărul 6. În felul acesta vom lucra până la sfârșitul acestui rând. Noi ne vom întâlni cu finalul acestui rând. Și vom continua. Deci voi închide aici această parte a tutorialului, pentru că la mine este deja foarte târziu, este aproape miezul nopții. Nu mai sunt, simt că nu reușesc să vorbesc coerent. Și din cauza aceasta nu aș vrea să greșesc ceea ce lucrez. Vom continua singure ceea ce este de lucru. Iar eu mă voi întoarce cu a doua parte a tutorialului. Am la dispoziție 3 ore să mă odihnesc, după care voi continua cu partea a doua. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit până acum. Sper că ați înțeles ceea ce am realizat și, așa cum vă spuneam, vom continua singure până la sfârșitul acestui rând, iar noi ne vom întâlni cu partea a doua a tutorialului, pentru că pe măsură ce lucrăm este un pic mai mult de lucru.
Cum vă spuneam, sunt foarte obosită și simt că nu reușesc să vorbesc în mod coerent, să explic cum trebuie. De aceea cer scuze și ne întâlnim la partea a doua a tutorialului. La revedere!